Elevii au avut la dispoziție 90 de minute să rezolve testele pregătite. Comisia a urmărit întreaga competiție și a adus următoarele decizii. Nicoleta Malaimare, elevă de clasa 7 a Școlii Generale Jarcos Reienin din Satul Nou, a acumulat cele mai multe puncte. Ea s-a pregătit cu profesoara Rodica Țăpârgea. Astăzi, la întrecerile regionale, am obținut locul întâi cu 19,50 puncte. Și sunt foarte mulțumită pentru succesul meu și am exersat foarte mult cu profesoarea mea și că o să mă pregătesc pentru Republicană. Astăzi am o bucurie specială din cauza că elevele mele de clasa a șaptea, Nicoleta Malaimare, a ocupat locul întâi, iar Beca Adriana locul al doilea și ele două au acumulat cele mai multe puncte anul acesta la competiția de limba română care s-a organizat la Grebeneț. La elevii clasei a 8-a, Sergiu Valentin Radu de la Școala Generală Sfântul Gheorghe din Uzdin a acumulat cele mai multe puncte, el fiind instruit de profesoara Elena Cojocar. Astăzi, la întrecerile regionale de limba română, am cucerit locul întâi cu un punctaj de 19,5 puncte. Sper că la Republicanele care se vor ține luna viitoare să am un punctaj cât mai mare, să mă plasez printre primele trei locuri. Din cei 46 de elevi prezenți la competiție, 15 elevi ai clasei a 7-a și 5 elevi ai clasei a 8-a au acumulat 16 puncte, plasându-se astfel la întrecerile republicane. Mâine, în emisiunea Magazin TV, vom transmite un reportaj mai amplu.